Doi bărbați au încercat să fure componente auto dintr-un autoturism parcat în zona Salisportului din Salou. Planul lor nu a fost însă dus la capăt, deoarece aceștia au fost surprinși de jandarmii care patrulau în zonă. Evenimentul a avut loc vineri 18 august în jurul orei 10:30, când, în timp ce se afla în serviciul de patrulare pe raza municipiului Zalău, un echipaj de jandarmi a depistat în flagrant două persoane de sex masculin, în timp ce sustrăgeau componente auto dintr-un autoturism Dacia parcat în zona sălii sporturilor. În urma verificărilor au fost identificați un bărbat de 31 de ani din comuna Peciu Nou, județul Timiș, și un altul de 26 de ani din Zalău. Aceștia au sustras un acumulator auto pe care l-au depozitat într-o cutie de carton. Totodată, în momentul depistării, făptuitorii încercau să sustragă și radiatorul autoturismului. Componentele sustrase urmau să fie transportate cu ajutorul unui cărucior metalic și predate la fier vechi, se arată într-un comunicat de presă. Valoarea prejudiciului urmează a fi evaluată după ce se va stabili contravaloarea reparațiilor auto.